Reducerea deficitului bugetar imposibil de realizat, un raport al BNR arată faptul că ținta de deficit bugetar de 4,4% din PIB pentru finalul acestui an nu va fi atinsă, în ciuda măsurilor fiscale anunțate de guvernanți. Experții susțin că principalele cauze ar fi situația economică cu care se confruntă România, dar și construcția bugetului. Un raport publicat de BNR, realizat sub coordonarea președintelui Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, arată că ținta de deficit bugetar de 4,4% din PIB nu mai este sub nicio formă posibilă pentru finalul anului 2023. Deși se anunță noi măsuri fiscale, economiștii susțin că acestea nu vor ajuta la diminuarea deficitului. Deficitul bugetar este principala provocare macroeconomică. Acum, deficitul bugetar structural este probabil peste 5,5%. Din PIB. Anul trecut, deficitul bugetar, ESA, a fost de circa 6,2%, iar anul acesta, în lipsa unor măsuri clare și credibile, deficitul ar fi mai mare. Dimensiunea deficitului structural este de judecat și raportată la investițiile publice, care au fost de regulă între 5 și 6% din PIB în ultimul deceniu. Dacă excludem fondurile din bugetul UE, din investițiile publice, se vede că deficitul ar fi aproape dublul cheltuielilor de capital. Este o situație ce trebuie să pună pe mulți pe gânduri, a menționat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. În plus, economistul trage un semnal de alarmă referitor la datoria publică, ce reprezintă în momentul de față 50% din PIB. Dăianu spune că procentul nu ar fi unul mare raportat la media din Uniunea Europeană, însă se află în creștere față de ultimii 15 ani. Mai mult decât atât, raportul BNR arată faptul că diminuarea deficitului bugetar de la peste 6% la 3% din PIB ar trebui luată în considerare. Această corecție necesară ar permite reducerea echivalentă în termeni relative a necesarului de finanțare externă. O ajustare de asemenea învergură este dificilă, iar efortul, costul, se cuvine să fie cât mai echitabil distribuit, a mai spus economistul Daniel Dăianu. Potrivit specialiștilor, dezechilibrul balanței externe este o altă cauză care alimentează deficitul bugetar. Astfel, se dorește ca deficitul de cont curent să ajungă la 8% până la sfârșitul anului. Economiștii susțin că diminuarea deficitului bugetar trebuie să continue și în 2024. Ca atare, ideal ar fi ca programul de corecție anunțat de guvern să permită ca deficitul bugetar să ajungă sub 5,5% din PIB.